Bună ziua, prieteni! Să vă arăt ce am mai făcut de pe aici. La întâi să ne uităm la un sup. Am rămas dator să vă arăt că să mierei stâncat la oraș. Acum că am dat frigul, sunt cam moi. S-a cam înmuiat, numai aici a fost. Acum o să vină timpul să-i scoatem și catul. S-a întâlnit propolisul, îi dau lipitele. Au mai luat ele de aici. Tot ce a fost necăpăcit și-au mai tras un cuib. Dar ia vedeți, asta e adevărat miere polifloră. E din toate florile din oraș. Iarăți aici. Astea încolo sunt mult mai pline. Dar peste 2-3 săptămâni o să le scot cap. Nu are rost să le mai țin. Anul ăsta i-am tratat târziu de păduchi, de varoa. Au fost infectat foarte tare. Multe albine cu aripile mâncate. Dar să vedem ce a fost greșeala din partea mea. Cele de la țară le-am tratat chiar foarte bine. Am făcut 4 tratamente. Acum lucrăm la scupi. Scupii care aproape i-am terminat. Iartați. Fundă OSB-ul, lemn aici, e foarte bine, aici tablă, foarte important, trebuie tablă cu roade albine, dacă nu e nimic, și aici, în momentul când pui cat ceva, poate să rupă, și aici roade ele, dacă nu voi. Cred că e, arată destul de bine. Capace, de fapt podișoare. Aici punem o sită, deja avem făcute, avem aici, o sită, coapse, punem așa, formă capac, un capac cam simplu făcut, ia uitați, aici o ieșire, punem și aici o sită. O tablă de la, practic de la mașini, tot ce se scoate de la tinichigerie, l-am recuperat eu, foarte bune. Rămâne să ne mai facem caturile, obligatorii și caturile. Aici, eu le-am pus și niște tărituri, să zic așa, să fie un pic mai înalte. Albina să mai umble pe rame. Ați văzut că eu pun și colectoare de site pentru propolis. E foarte bine și e un tego de nou. Asta am tăiat aici, avem destule. Cam asta e. Și mai avem de-o. Anul s-a fost un an foarte dificil, chiar de când sunt eu, nu am albine, nu a fost așa, dar sperăm că la anul va fi bine, nu trebuie să ne dezamăgim. Trebuie să mergem în continuare. Acum la iarnă reparăm, mai facem și rame, avem și rame care trebuie să le facem. Cei de la țară o să ajung peste 2 săptămâni să le fac de iarnă. Le dau caturile jos, miere are pentru iarnă, acestea practic sunt plini de miere, nu mai pot umbla la ei decât când noi umbla, le strâng și cuiburile, s-a răcit acum, mai trebuie un tratament când nu mai fi cuiet, contra varoii, cel mai eficace atunci.
Ce să mă mai... O să mai revin cu filmuleți când ajung la țară. Ce să mă zic, bafă și aveți grijă la albine.